Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Medicul legist Dan Pinciu găsit împușcat în cap. Ploi serioase și vânt puternic la Giurgiu. Municipalitatea pregătește de ziua națională o masă populară pentru 6.000 de giurgiuveni. Consilierii județeni au decis cum se împar banii pentru drumurile comunale și județene. Lansare de partid în Giurgiu. Descoperire tragică făcută de pompieri joi după amiază. Aceștia au fost anunțați printr-un apel la 112 că o persoană în vârstă aflată la etajul 8 al unui bloc din municipiu nu mai răspunde la telefon. Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție l-au găsit pe fostul medic legist Dan Pinciu împușcat în cap. Cazul este unul șocant pentru toți cei care îl cunosc. În data de 26.11.2015, ora 15.20, Inspectoratul pentru Stații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu a fost solicitat prin intermediul numărului unic de urgență 112 să intervină în municipiul Giurgiu pentru deblocarea unei uși la un apartament. La locul intervenției s-au deplasat o autoplatformă de lucru la înălțimi, o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurd aparținând detașamentului de pompieri Giurgiu. Nu a fost necesară forțarea ușii deoarece era descuiată. Pe timpul executării recunoașterii a fost găsit pe balcon o persoană decedată de sex masculin, aproximativ vârsta de 77 de ani. Este vorba, din păcate, de reputatul medic legist Dan Pinciu, fostul șef al Serviciului de Medicină Legală Giurgiu, cauza morții fiind o rană la nivelul capului provocată de o pușcă de vânătoare. Cu alte cuvinte, medicul a murit împușcat în cap. Trupul neînsuflețit al medicului a fost transportat la morgă, acolo unde acesta și-a desfășurat activitatea 10 de ani. Urmează ca ancheta procurorilor și polițiștilor să stabilească exact împrejurările acestei tragedii, dar și să dea un răspuns la întrebarea: a fost un accident, crimă sau sinucidere? Deși inițial anunțaseră că ploile se vor mai domoli la sfârșit de săptămână, meteorologii vin din nou cu vești proaste. Aceștia au emis un cod galben pentru județul Giurgiu, codul ce a intrat în vigoare vineri la ora 18 și este valabil până sâmbătă la ora 12. Avertizarea meteorologilor emisă vineri în jurul orei 9 vizează ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori. Codul galben emis de Administrația Națională de Meteorologie este valabil pentru aproape toate regiunile, inclusiv capitala, între 27 noiembrie ora 18 și 28 noiembrie ora 12. În intervalul menționat, în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei și în sudul Moldovei vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. În plus, în regiunile sudice și sudestice, dar și pe crestele montane, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale ce vor depăși local 55-60 de km pe oră. La Giurgiu sunt anunțate ploi însemnate cantitativ, mai ales în cursul nopții de vineri, și intensificări ale vântului, care la rafală poate depăși 60-65 de km pe oră. Din păcate și hidrologii vin cu vești proaste în aceste zile. Aceștia au emis un cod galben de inundații pe Argeș. Între 27 noiembrie ora 18 și 29 noiembrie ora 16, dar și un cod portocaliu pe cursul superior și mijlociu al Neajlovului și pe Sabar. Codul portocaliu fiind în vigoare de sâmbătă la ora 3 și până duminică la ora 6. Continuăm știrile. Atunci când vine vorba de o sărbătoare, cu toți ne aducem aminte de tradiții și superstiții. Fie că ținem cont de ele, fie că nu le băgăm în seamă, cert este că le știm. Așa știm și că în noaptea dinaintea Sfântului Andrei trebuie să punem grâul la încolțit. Ce semnificație are acest gest și ce spune despre felul în care grâul crește, aflați din materialul următor. Printre nenumăratele superstiții și obiceiuri pe care le întâlnim la orice sărbătoare, se numără și cea de Sfântul Andrei, când se pune grâul la încolțit. Este o tradiție foarte veche, păstrată și în zilele noastre. În noaptea de 29 noiembrie, noaptea dinainte de Sfântul Andrei, românii pun grâu. Despre grâul pus la încolțit în această noapte se spun foarte multe. Astfel se spune că modul în care crește grâul arată cum va fi anul ce vine. Dacă în noaptea de anul nou grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei are firele zdravene și frumoase, pentru persoana care l-a pus va fi un an bun.
Cu sănătate și noroc. Tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să-și pună grâul la încolțit, iar recipientul în care a fost plantat trebuie așezat la geam pentru a avea parte de multă lumină. Tot despre grâul pus la încolțit în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, bătrânii spun că aspectul acestuia arată și cum va fi recolta anul viitor, dacă va fi una bogată sau mai sărăcăcioasă. În cazul în care grâul crește foarte mult, se spune că este bine să-l tăiați și să-l legați după data de 1 ianuarie. Pentru Ziua Națională a României, municipalitatea pregătește o masă populară pentru 6.000 de giurgiuveni cu ajutorul unor sponsori locali. Hotărârea a fost luată ieri de consilierii locali în urma propunerii venite din partea executivului. Masa populară este programată la prânz după ceremoniile oficiale. Iar tot joi, cu prilejul ședinței de consiliu, primarul Nicolae Barbu a adresat invitația de a participa la eveniment tuturor consilierilor care se plâng că nu primesc invitații la evenimentele urbei, dar în majoritatea cazurilor nu le onorează. Unul din proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi a fost legată de oferirea de hrană unui număr de 6.000 de persoane în cadrul sărbătoririi Zilei Naționale a României, marți 1 decembrie. Proiectul a fost propus de executiv și aprobat în plen. Este vorba de asigurarea 6.000 de porții de tradiționala fasole cu cârnați, care se va oferi gratuit din sponsorizări cetățenilor din oraș care vor participa de Ziua Națională la manifestările dedicate acestei zile. Cu acest prilej, consilierii au cerut să fie invitați la evenimentele municipalității. Deși, conform reprezentanților executivului, consilierii primesc invitații, dar de cele mai multe ori nu le onorează. Cu această ocazie, domnilor consilieri, vă invit personal să participați pe lângă ceremonia de depunerea coroanelor și ceremonia, eu știu, festivă acestei zile, după încheiere, în zona amenajată acestei activități de oferirea unei porții de fasole cu cârnați și un pahar de vin fiert, în zona Piața Tricolorului, exact unde am făcut și în alți ani, între Casa Albă și Casa Neagră, și blocul care înainte era neterminat, acum este, zicem noi, zidit, pentru a serba așa cum trebuie și a cinsti așa cum trebuie Ziua Națională a României. Punctul 26, legat de porțiile de mâncare de Ziua Națională, a trezit interesul unor consilieri cu privire la oferirea de mese calde giurgiuvenilor nevoiași, moment în care edilul șef a făcut o serie de precizări legate de activitatea pe care cantina de ajutor social o are. Primăria municipiului Giurgiu asigură masă gratuită pentru 250 de persoane, din care aproape peste 90% sunt copii, al unor familii cu probleme, deci din cei 250, vreo 20 și ceva de persoane sunt bătrâni care nu au posibilitatea și atunci le asigurăm această masă caldă, iar în majoritatea asigurăm copiilor această masă caldă. Parlamentarii vor dezbate un proiect de lege prin care amenzile vor putea fi plătite oriunde, fiind introdus un cont unic la finanțe. ANAF avertizează asupra unor noi tentative de fraudă în numele instituției, iar Astra este cercetată de Corpul de Control al UEFA. De ce? Aflăm din rubrica Flash. Șoferii își vor putea achita amenziile auto la orice bancă, trezorerie sau primărie. Procesul verbal urmând să conțină pretipărite datele de plată cu un cont unic la finanțe, iar polițistul va introduce procesul verbal în sistemul informatic, potrivit unui proiect de lege al finanțelor. Este vorba despre un proiect de lege depus la Parlament pentru plata amenzilor auto de către persoanele fizice. Procedura actuală ar putea fi înlocuită cu efectuarea plății oriunde, pentru că procesul verbal va conține informațiile de plată, a declarat un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Proiectul ar putea fi implementat până la sfârșitul anului viitor. Toate procesele verbale vor fi pretipărite cu o serie unică cu cifră de control, contul unic, iar polițistul trebuie să completeze doar suma și CNP-ul persoanei respective. Procesul verbal va fi introdus în sistem de către polițiști, astfel toate informațiile se vor reconcilia imediat. Nu vor mai fi situații în care să te duci la primărie și ți se spune că nu ai plătit amenda, tu spui că ai plătit și te pune să aduci dovadă de plată. În plus, de subliniat că termenul de 48 de ore în care șoferii puteau achita amenda la jumătatea contravalorii este înlocuit cu 15 zile.
Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează privind existența unui site care nu aparține instituției și prin intermediul căruia contribuabililor li se cer date personale, inclusiv numărul cardului bancar, în vederea restituirii unei taxe. Vă rugăm, nu completați formularul pus la dispoziție pe site-ul www.taxe-anaf.com. Precizăm că procedurile de sesizare a organelor competente sunt în curs. Se arată într-un comunicat transmis de ANAF. La mijlocul lunii septembrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a avertizat asupra unor tentative frauduloase de colectarea unor date confidențiale prin utilizarea de adrese de mail care includ termenii antifraudă și ANAF și a recomandat ignorarea solicitărilor de la adrese de e-mail cu origine îndoielnică. Deputatul Remus Cernea a depus joi la Senat o inițiativă legislativă care prevede ca reprezentanții cultelor să poată fi verificați de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Astăzi, 26 noiembrie, alături de alți 7 colegi deputați, am depus la Senat, ca prima cameră sesizată, o inițiativă legislativă care prevede ca și ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilaților de la parohiile din țară și din străinătate, să poată fi verificați de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nu exceptați de facto de la acest lucru, așa cum se întâmplă acum, afirmă Remus Cernea într-un comunicat. Deputatul susține că, printr-un amendament adoptat în 2008, preoții puteau fi verificați doar la cererea cultului din care fac parte. Iar acest lucru a dus la blocarea oricăror verificări. Este important să ne cunoaștem istoria, iar responsabilitățile unor fapte mai puțin onorabile, prin care unii prelați au colaborat cu organele represive ale regimului comunist, să fie cunoscute de către opinia publică. Acest lucru va contribui pe termen mediu și lung într-o mult mai mare măsură la o credibilizare a bisericii decât încercarea de a ascunde adevărul, mai spune Remus Cernea. Numele a 3 cluburi din România apar pe lista celor care vor fi investigate de Corpul de Control Financiar al cluburilor de la UEFA. Motivul reprezintă datoriile către alte cluburi, autorități sau angajați. Din Liga 1 pe listă sunt Astra Giurgiu, ASEA și FC Botoșani, anunță UEFA, motiv pentru care UEFA va opri plățile către aceste cluburi până la o concluzie în urma anchetei. Pentru Astra, banii de la UEFA sunt vitali în plata restanțelor și salariilor către jucători. UEFA anunță că va lua o decizie până la sfârșitul anului. Repartizarea sumelor alocate de guvern județului Giurgiu pentru drumurile județene și comunale a fost principalul motiv al convocării ședinței extraordinare a Consiliului Județean de vineri. 4 puncte erau înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de vineri, puncte care inițial erau propuse a fi dezbătute în ședința ordinară din data de 3 decembrie. M-am gândit că proiectele cu privire la drumurile județene, alocarea fondurilor pentru drumurile județene și comunale, să le aprobăm mult mai repede, ca să fie timpul necesar cheltuierii acestor fonduri până la 31 decembrie 2015. În mod normal ar fi fost nevoie de o singură hotărâre de Consiliu pentru repartizarea banilor veniți de la guvern. Însă pe ordinea de zi au fost înscrise 2 proiecte de hotărâre ce aveau acest subiect. Unul dintre ele se referea la modificarea unei hotărâri mai vechi a Consiliului, care viza tot sume alocate pentru drumuri județene și comunale. Vechea hotărâre pe care am dat-o, că știți că am mai repartizat niște fonduri pe drumuri comunale și județene, am făcut niște rectificări pe ea, pentru că în urma licitațiilor contractele au fost făcute la sume mai mici. De obicei, în urma licitațiilor contractele se fac la o sumă mai mică decât cea estimată pentru investiția respectivă. Și am căutat să regularizăm de așa natură fondurile încât să nu pierdem la sfârșitul anului niciun leu. Pentru că fondurile din prima hotărâre, dacă nu sunt cheltuite până la 31 decembrie, sunt returnate la bugetul de stat. Președintele Mustățea a mai precizat că și aceste regularizări au fost făcute tot după consultările legale cu primarii și că acestea au legătură cu proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor primite acum de la guvern. Sumele primite prin ultima hotărâre de guvern, dacă nu sunt cheltuite la sfârșitul anului, putem să le reportăm tot noi pe anul viitor. Și atunci
am făcut această regularizare între sumele care trebuia neapărat să le cheltuim, dacă altfel le dăm la bugetul de stat, cu cele din cealaltă hotărâre. A urmat apoi numeroase discuții și amendamente pe proiectul de hotărâre propus de executiv, iar la final acesta, împreună cu amendamentele propuse, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Cine și ce a propus, ce drumuri urmează a fi reparate cu aceste ultime fonduri primite de la guvern, puteți afla însă urmărind înregistrarea integrală a ședinței Consiliului Județean după Jurnalul de Știri. Scena politică a județului s-a mai îmbogățit cu un actor. Joi la Giurgiu a avut loc un eveniment de lansare a unui nou partid politic, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Înființat la nivel național în vara acestui an, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal este o parte a fostului Partid Conservator. Joi a venit rândul județului Giurgiu să anunțe oficial înființarea filialei acestui partid. Evenimentul a avut loc în prezența vicepreședintelui la nivel național, Daniel Ionașcu, și a președintelui interimal al organizației de tineret, Matei Mihăiescu. De altfel, liderii de la centru au pus accent în expunerile lor pe problemele tinerilor. Tinerii au așteptări. Suntem martori unui fenomen de repulsie față de clasa politică a tinerilor. Deci ei nu mai vor o politică veche, nu mai vor politicienii care au stat mult în fruntea țării, vor lume nouă în această clasă politică. O clasă care stă practic pe prima treaptă a importanței scării sociale din România. Tocmai de aceea și eu mă voi implica activ ca în această filială nou înființată să se demareze rapid proiectele pe linie de tineret. De aceea am propus și oprirea caravanei, deci un eveniment al caravanei umaniste aici la Giurgiu. La rândul său, președintele interimar al proaspetei organizației județene a partidului, Mirel Fișcu, a vorbit despre primii pași ca lider de partid. Ar trebui în urma discuției și în urma lansării filialei să stăm de vorbă cu liderii de cluburi pe care îi avem în municipiu și în județ, identificăm problemele și în funcție de problemele care se ivesc și care apar și care sunt în zonele active, o să avem câte un proiect și câte o să ne implicăm direct în. Și pentru că au fost întrebați despre proiectele și programele concrete ale partidului, liderii prezenți la Giurgiu au explicat. Avem un proiect care se cheamă Suflet pentru Sufletul României. Context din care am desprins ideea cu carte pentru copii. De ce? Pentru că aceasta înseamnă educație. Educația primară este comuniunea omului cu omul în virtutea unei mentalități sănătoase, corecte, sincere și oneste. În raport cu cel de lângă tine, în raport cu țara în care trăiești, în raport cu mediul care te înconjoară. Programe culturale, implicarea activă în eradicarea analfabetismului prin implementarea unor proiecte în școli, în special în cele din mediul rural, proiecte pentru bătrâni și familie. Asta mai spun liderii formațiunii politice nou înființate că își propun pentru activitatea din următoarea perioadă. Sondajul de opinie publică organizat de Partidul Național Liberal pentru desemnarea candidatului la primărie mai are și un scop secundar. Studiul sociologic este primul pas în organizarea campaniei electorale a PNL de anul viitor. Declarația a fost făcută astăzi de purtătorul de cuvânt al partidului, viceprimarul Liviu Popasu. După ce și-a desemnat oficial candidatul pentru primăria municipiului, PNL Giurgiu începe să-și facă pregătirile pentru campania electorală a alegerilor locale. Conform purtătorului de cuvânt al partidului, sondajul de opinie publică, în jurul căruia s-a făcut multă vâlvă, este punctul de plecare al organizării dinaintea scrutinului. Este adevărat că cercetarea respectivă a fost mai amplă, echipele noastre de specialiști din cadrul comisiilor care funcționează în cadrul partidului nostru lucrează la un program cu care candidatul și partidul nostru se vor prezenta în alegeri, pornind de la dorințele giurgiuvenilor. Liviu Popazu susține că în campania electorală de anul viitor a Partidului Național Liberal nu vor exista atacuri politice și jocuri de culise specifice perioadei, ci doar proiecte concrete bazate pe nevoile societății menite să-i determine pe giurgiuveni să voteze candidatul PNL. Noi vă spunem ce am urmărit noi prin acest sondaj, să departajăm cei doi candidați ai noștri, cei doi posibili candidați, lucru pe care l-am realizat.
În completare, ne-au interesat anumite aspecte în cadrul acestei cercetări, pe baza cărora să ne întocmim programul nostru electoral pentru candidatul nostru și pentru partid. Iar acest program, la care se lucrează și pe care îl vom face public la un moment dat, este evident, va demonstra că, din punctul nostru de vedere, această campanie va fi altfel. Va fi cu totul și cu totul altfel. Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, alături de alți parteneri, printre care Primăria, Direcția pentru Tineret și Sport și Agenția Județeană de Fotbal Giurgiu, organizează pe 5 decembrie prima ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Moș Nicolae, un turneu ce este dedicat echipelor de copii sub 8 ani. Turneul de mini-fotbal Cupa Moș Nicolae, aflat la prima ediție, este un eveniment sportiv organizat cu ocazia zilei de Moș Nicolae de către Clubul Municipal Sportiv Dunărea Giurgiu, alături de mai mulți parteneri. Un eveniment la care vor lua parte echipe de fotbal formate din copii sub 8 ani. Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, în colaborare cu Primăria Municipului Giurgiu, organizează cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae un turneu de mini-fotbal numit de noi Cupa Moș Nicolae, pentru copii născuți în anul 2008, deci copii în vârstă de 7 ani. Evenimentul sportiv va avea loc la sala de sport John C. Hardy, sâmbătă 5 decembrie, începere de la ora 10. Este un turneu inedit, este prima ediție, se va desfășura la sala polivalentă John C. Hardy, începând cu ora 10. Alături de noi sunt Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și Asociația Județeană de Fotbal. Jucătorii echipelor care vor veni atât din Giurgiu cât și din București vor avea parte și de premii, cadouri și alte surprize specifice sărbătorilor de iarnă. Organizatorii dorind să aducă și mai multă bucurie pentru micuții fotbaliști. Sunt celebre și râvnite în toată lumea, iar laureații lor sunt priviți cu respect. Este vorba despre premiile Nobel, premii decernate pentru fizică, chimie, economie, medicină și literatură. Acestora li se alătură și premiul Nobel pentru pace. Când și cum au apărut aceste prestigioase premii, aflăm din rubrica Memoria Zilei. Data de 27 noiembrie 1895 este data de naștere a fundației ce oferă anual faimoasele premii Nobel. Acestea au fost create de savantul și omul de afaceri suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, care a întemeiat o fundație cu scopul ca veniturile imensei sale averi să fie oferite în fiecare an sub formă de premii celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității. Premiile Nobel sunt decernate de mai multe instituții. Astfel, Academia Regală de Știință din Suedia acordă premiul Nobel pentru fizică, cel pentru chimie și cel pentru economie. Institutul Karolinska din Stockholm decernează premiul Nobel pentru medicină, iar Academia Suedeză premiul Nobel pentru literatură. Un comitet alcătuit din 5 persoane alese de Parlamentul Norvegiei este cel care decide anual câștigătorul premiului Nobel pentru pace. Primele premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, după moartea creatorului lor. Ele constau din o medalie, o diplomă și o sumă, care la început a fost în valoare de $40.000 americani, iar apoi a crescut la 10 milioane de coroane. În iunie 2012, Fundația Nobel a decis să reducă suma de bani la 8 milioane de coroane. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Medicul legist Dan Pinciu găsit împușcat în cap. Ploi serioase și vânt puternic la Giurgiu. Municipalitatea pregătește de Ziua Națională o masă populară pentru 6.000 de giurgiuveni. Consilierii județeni au decis cum se împar banii pentru drumurile comunale și județene. Lansare de partid în Giurgiu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi la Muntenia TV, urmează ședința Consiliului Județean ce a avut loc astăzi. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. La revedere!